bine și bine ați venit în sfârșit la un nou episod în Japomania. Da, sună cită, mamă, ce voce am! Astăzi vom face un episod foarte interesant. Vom vedea cum sună numele noastre românești într-o limbă asiatică. Înainte de toate, trebuie să vă reamintesc că vorbim despre limba japoneză, da? Nu despre limba chineză. Nu o să avem numele scris în semne chinezești, nu o să ne schimbe numele în absolut total alt nume, nu o să avem Chongqingqing în loc de Alexandra sau Honinyong în loc de Marcel. Și cu siguranță numele tău japonez nu se formează așa cum spun toate jocurile de pe Facebook sau alte rețele sociale. Nu mai e un tabel cu toate literele și anumite silabe pentru fiecare literă și tu trebuie să vezi ce silabă ți se atribuie primei litere din numele tău până la ultima literă din numele tău și vezi care este numele tău în limba japoneză. Nu. Pentru cei care mi-au urmărit lecțiile de limba japoneză, am înțeles că orice nume străin se scrie cu ajutorul alfabetului katakana. Într-adevăr, și japonezii au semne chinezești, însă într-un număr mult mai mic și cu citiri diferite cât de cât. Majoritatea japonezilor au numele scris în semne chinezești. Însă noi nu ne putem scrie numele în semne chinezești pentru că sunetele noastre pe care le găsim în limba noastră nu o să le găsim și în limba japoneză. S-ar putea ca numele tău să poate fi scris în kanji în semne chinezești, însă nu o să aibă niciun înțeles wow. S-ar putea să aibă un înțeles total aiurit, cum ar fi capitala de est copil. Asta să fie sensul numelui tău. Tocmai de aceea, după cum spuneam, orice cuvânt străin în limba japoneză este transformat, este trecut prin alfabetul katakana, printr-un silabar. Japonezii folosesc numai silabe. Silabe compuse dintre o consoană și o vocală sau pur și simplu o silabă de o vocală. Cuvintele întotdeauna conțin o consoană, o vocală, o consoană, o vocală. Nu o să vezi niciodată mai multe consoane una lângă alta. Ei nu poate să pronunțe mai multe consoane una lângă alta. Dacă numele tău este plin de consoane, între consoanele respective, noi trebuie să adăugăm o vocală. În plus, există unele litere care în limba japoneză până acum nu existau, dar ușor, ușor încep să adaugi și ei acele litere, transformând alte litere de-a lor. De exemplu, ei nu aveau până acum V. Ei au luat silaba U, vocala U, i-au adăugat ghilimelele ten-ten și le-au transformat în V. L-au sonorizat. Pentru cei care mi-au urmărit lecțiile de limba japoneză, știu că deja știți aceste lucruri, însă vreau să le explic și celor care încă nu au urmărit aceste episoade de limba japoneză și sunt curioși cum funcționează limba japoneză. Nu există L de la Laura, există doar R. Laura va deveni Raura, Raura. Nu există reguli stricte de transformare a unui cuvânt străin în limba japoneză prin katakana. Pentru că totul este fonetic. Așa cum îl auzi, așa încerci să-l scrii. Încerci să redai cât mai aproape ce auzi. Să spunem mărioara, acel ă va deveni a, mărioara, mărioara, iar ua va deveni de fapt ua, pentru că noi auzim ua. Marioara. Chiar dacă în scris noi vedem un U și un A, noi auzim wa. Tocmai de aceea japonezii vor scrie wa. Dacă un nume are un accent anume, se pune mai mult accent pe o silabă și noi în limba japoneză vom lungi acea silabă. De exemplu, flori. Flori, acel I pare un I lung, nu este flori, este flori. Tocmai de aceea în limba japoneză avem furori, da? Deci avem fu, consoană vocală, fu, ro, ri, furori. Ok, hai că am aici o listă întreagă de nume și vreau să vă arăt cum cred eu că se scriu. Primul nume este Sergiu. Sergiu are două consoane, una lângă alta și tocmai de aceea va avea o mică transformare. Sergiu, după cum aud eu, ar veni Serugiu, Serugiu. Giu este o singură silabă, nu este G-U sau G-U, ci avem direct Giu, Sergiu. Ioana. Ioana este un nume foarte ușor de pronunțat pentru japonezi și foarte aerat și foarte simplu. Vom scrie I-O-A-N-A, I-O-A-N-A, trei silabe, Ioana. Radu. E bine, Radu este un nume mai special pentru că japonezii nu au silaba DU. Au silaba tu, care de fapt este tu și nu va deveni Ratsu, în niciun caz, ci mai degrabă Rado. Rado. Următorul, Miruna. Miruna, iarăși, este foarte simplu de scris în japoneză și va suna exact la fel. Mi-ru-na.
și na. Avem deja silabele japoneze. Miruna. Miruna. Foarte simplu. Emma, iarăși foarte simplu, doar E și Ma. Emma rămâne la fel. Irina. Irina rămâne la fel. Irina. Irina. Roxana, e bine, X nu există la japonez, cum spuneam, așa că acesta va deveni Rokusana. 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 Dacă îl pronunți repede, se aude ca și cum e X. Rokusana. Rokusana. Dar se va scrie Rokusana. Rokusana. Dar dacă avem Ruxi, avem Rukushi. Rukushi. Robert, vedem că avem un RT unul lângă altul, iar japonezii nu pot să pronunțe Robert. Vom avea Roberto. 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 Sună foarte spanish numele tău în limba japoneză, e foarte spaniol. Ei nu poate să încheie o silabă doar cu T, doar cu o consoană. Nu există la ei, nu poți să zici Roberto. O să zică, o să le vină să zică o vocală în plus, pentru că așa sunt silabele lor. Sorana, iarăși este foarte simplu, avem doar so, ra și na. Sorana. Pentru noi români este foarte ușor să învățăm limba japoneză, tocmai din acest motiv. Pentru că silabele lor, pentru noi, sunt foarte ușor de pronunțat. Pentru englez nu este așa de ușor. Tocmai de aceea îi auzi spunând kawaii în loc de kawaii. Vlad. Ei bine, Vlad, dacă vei fi vreodată în Japonia și te va striga cineva, nu știu cât de bine vei realiza că de fapt te strigă pe tine. Pentru că Vlad, e bine, se va transforma în Vrado. 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 Ada, iarăși foarte simplu, avem doar A și Da. Da este un ta cu ten-ten, este sonorizat și devine Da. Sonia. Sonia. Rareș, e bine, aici iarăși avem ceva special, pentru că se termină într-o consoană. Așa că Rareș va deveni Rareșu. Rareșu. Claudia, avem un C și un L unul lângă altul, ceea ce nu se poate în limba japoneză, așa că Claudia se va scrie în primul rând cu K și va deveni Curaugia. Natalia devine Nataria cu R, Nataria. Bianca, avem aici clar o diferență între B și A, nu este Bianca, Bianca, este Bianca, așa că avem Bianca. Bianca. Diana este Diana, Diana. Daniela, Daniela. Maria, Maria. Alexia trebuie să fie în limba japoneză, bănuiesc. Alexia, Alexia. Avem Alexia, Alexia. Georgiana, Georgiana. Iulia este Iulia. Codruț. Codruțu, Codruțu, Codruțu. Carla va deveni Carura. Carura. Nu sună deloc ca Carla, îmi dau seama. Însă nu mă pot gândi la altă variantă. Madalina, iarăși avem Madalina. Madalina. Beatrice, Beatrice va fi, cum credeți? Beatorisu. Beatorisu. Ingrid, crezi tu că Ingrid va fi greu de scris și pronunțat în limba japoneză? E bine, nu. Ingrid poate să fie foarte simplu. Ingurido, Ingurido. Cristina, pe mine mă cheamă Ana Cristina. Ana, eu numele meu îmi scriu din două silabe. A-na, nu scriu A-N-A. Pot să scriu în limba japoneză și A-N-A, însă eu scriu Ana, Ana, două silabe. Și Cristina, Crisutina. Cătălina va deveni Catarina, Catarina. Alina, Arina. Andreea, cred eu că este Andoreia, Andoreia. Elena, foarte simplu, iarăși în limba japoneză, Elena. David este Davido, Davido, cel mai natural pentru japonez, Davido sau Davido. Dar toată lumea o să zică Davido, cu B. Liviu, Liviu este de fapt Riviu, Riviu sau Riviu. Putem face și un V în limba japoneză până la urmă, cum spuneam în ultimii ani. Și asta e tot, japomaniaci mei, cred că am menționat destule nume, cred că le-am menționat pe cele mai populare, dar și cele mai speciale. Mulțumesc încă o dată pentru vizualizări, nu uitați să subscribe, să dați like, coment, să mă urmăriți pe Facebook, Twitter, Snapchat și Instagram. Ne vedem data viitoare, să aveți o săptămână frumoasă, ceane!